Bună ziua, așa cum am zis, astăzi vom face prima parte de introducere în, în aceste în inovarea digitală și pentru început am să încep așa cu un pic de inspirație, să zicem. Știu că mulți dintre voi deja v-ați făcut ideile de a face, ați și făcut pitching pe ele și tot și că mulți, din păcate, nu sunteți pe zona cea mai digitală cu putință sau în modul cel mai digital pe care noi l-am dorit. Dar eu totuși vreau să vă inspir un piculeț cu cei care au creat sau, nu știu, puteți să închideți, nu știu, se mă aude un microfon de undeva, o tastatură. Mulțumesc! Și care cumva au creat, să zicem, în zona digitală și în zona web-ului cele mai multe dintre resurse sau din informații. Poate dintre primul ar fi Windsurf, care este unul dintre, să zicem, vizionarii care au permis unificarea mai multor rețele de comunicații care au format internetul și care cumva se și rogă numele de internet totului. Este un profesor de la MIT din Statele Unite. Cu Tim Berners-Lee, care în, să zicem așa, 90 a avut viziunea HTML-ului, a Hypertext Markup Language, care este limbajul de programare pentru World Wide Web și care a creat, după aceea s-au pus bazele ideilor pentru care s-a creat World Wide Web-ul, care o să și vedem foarte pe scurt ce înseamnă și care este diferența dintre internet și dintre și World Wide Web. Și Steve Jobs cu Apple, care, să zicem așa, a pornit o companie destul de vizionară și care cred că ceea ce puteți să învățați de la el este așa, această fugă după perfecțiune într-un fel și după un obiect care sau o aplicație sau un produs care să însușească cât mai mult o dorință de utilizare cât mai prietenoasă și cât mai facilă, fiindcă asta a fost viziunea pe care a avut-o și pe care și-a dorit-o, așa cum Tim Berners-Lee a dorit ca toată lumea să poată să acceseze informația într-un mod cât mai organizat și cât mai liber, oricum și oriunde. Windsurf și-a dorit ca lumea să poată să comunice transatlantic într-un mod cât mai rapid și fără probleme și să poată să distribuie și documente, dar mai ales să comunice. Au venit după aceea Larry Page și Sergey Brin, nu? Cei care au creat și au fondat Google. Poveștile lor, le știți, sunt destul de celebre și s-au făcut foarte multe și documentare despre cum s-a fondat Google într-un garaj, nu? Și și creat această butadă, atât ei cât și într-un fel și Apple și mai multe dintre firmele de zona IT, că poți să pornești o firmă de IT dintr-un garaj și că, de fapt, cele mai de succes povești, mai ales în perioada romantică a internetului și a World Wide Web, cum zicem noi, sau componentelor digitale, s-au creat într-un garaj, care este o companie care, cum să zic așa, fondată în 1998 și care a permis schimbarea modului în care noi căutăm online. Și o să vorbim un pic și despre motoare de căutare astăzi. Cumva, după aceea, aș vrea să vorbesc despre Sean Parker, Napster, aici este două imagini cu ale lui de ceva mai vechi, care în 1999 a creat prima modalitate de distribuire de muzică, de sunete, FileShare Music, care foarte repede a ajuns incredibil de popular, care a demonstrat cât de repede pot să crească anumite produse și cât de populare pot să fie ele, dar care s-a închis destul de repede și dar care a permis și schimbarea legilor copyright-ului în lume, care au început să conțină și elementele digitale și etc. Au influențat după aceea și Facebook-ul, mai ales prin faptul că a permis, să zicem așa, o oarecare viziune diferită a modului în care să se facă afaceri în zona de social media, multe dintre elementele de social media care existau deja la mijlocul anilor 2000, se bazau foarte mult pe reclame, Facebook a făcut un pic lucrurile diferit după aceea. Jimmy Wales cu Wikipedia,
Una dintre singurele mari unelte care sunt în continuare sub licență Creative Commons și care sunt sub licență liberă și care și-a dorit să fie un răspuns la Enciclopedia Britanică și să poată să gestioneze un volum mare de informații și o cunoaștere într-un mod ceva mai organizat și să dea voce tuturor celor mulți care să devină editor. Tot așa, cumva, aș vrea să vă zic foarte pe scurt despre alți câțiva inovatori în zona digitală. John Barger, care, să zicem, a creat WeBlog, primul blog, în 1997, deci de foarte de mult timp, unii poate nici nu erați născuți atunci, și care a putut să creeze această modalitate în care fiecare dintre noi, orice om obișnuit și normal, să-și poată publica gândurile, aspirațiile și viziunile online și care a devenit, după aceea a schimbat, a fost motorul care a permis schimbarea tehnologiilor și modului prin care oamenii comunică cu ajutorul web-ului. Stuart Butterfield cu Flickr, tot așa, prima aplicație care a distribuit imagini, a fost o poveste de succes, cumpărată de Yahoo și, din păcate, după aceea nu a mai funcționat la fel de bine. Mark Zuckerberg cu Facebook, aici nu cred că mai e nevoie să vă zic prea multe, fiindcă este o personalitate foarte cunoscută și care și toată lumea. V-am zis, după, într-o perioadă în care deja existau rețele de prieteni, el a făcut câteva lucruri diferite, care toate s-au bazat în primul și în primul rând pe simplicitate, pe puterea de a fi utilizate absolut oricine și oricum și pe lipsa comercialului, mai ales în primii ani, ceea ce a permis o dezvoltare ceva mai rapidă și posibilitatea de a comunica cât mai liber între ei. Celelalte două povești, o poveste de succes cumva care vine din Europa, Skype-ii din Estonia, și care au creat posibilitatea și ne-au dat posibilitatea să comunicăm liber, gratuit aproape, folosind internetul și nu neapărat World Wide Web-ul, deci neavând o legătură strictă cu web-ul, doar posibilitatea de a avea conexiune la internet și care a schimbat complet acești doi inovatori și antreprenori au schimbat complet fața comunicării la începutul anilor 2000. Steve Chen și cu Chad Hartley, una dintre poveștile cele mai de succes din punct de vedere economic, într-un fel, pentru că ei, să zicem așa, au pornit foarte puternic YouTube-ul și, mă rog, l-au lansat la mijlocul anilor 2005, urmând ca după aceea ei s-au cunoscuseră la PayPal, cumva înainte, urmând ca imediat după aceea să fie achiziționat și să fie cumpărat de către Google la mai puțin de un an, la un an și un piculeț de fapt, mai exact s-a finalizat tranzacția, pe 1,65 miliarde de dolari, cea mai mare achiziție în acel moment pentru o unealtă care nu avea decât un an de zile de existență, dar care avea un potențial foarte mare de dezvoltare și care a și putut să funcționeze destul de bine de atunci și să domine cumva piața. În același context, vreau să vă arăt, de exemplu, constant pe baza datelor care vin din mai multe informații, mai ales de către, să zicem, care sunt date de către peste, cred că vreo 50 de mari instituții și reviste din zona inovativă și de business, Business Consultancy, scuze, Boston Consultancy Group, BCG-ul, creează acest top și are foarte multe informații, le puteți găsi pe multe acolo la Visual Capitalist, dar ăsta e vizual făcut, ei au rapoartele în altă parte. Care sunt companiile cele mai inovative, de exemplu, pentru 2021. După cum vedeți, pe zona de sector, în continuare, în zona de tehnologie și de produse pentru cei mulți, deci pentru consumatori, inovația domină și este foarte puternică și are această parte de antreprenoriat puternic înglobat în ele. După aceea urmând cele din zona de sănătate și de transport și energie, mult mai puțin cele din zona de media și de telecom. Întotdeauna, în ultima vreme,
Apple cu Alphabet și cu Amazon și cu Microsoft au dominat. Cea mai mare urcare are Tesla, după cum vedeți, de 6 locuri. Samsung a coborât, IBM a urcat, Huawei a coborât, da? Sony și-a păstrat aceeași poziție, Pfizer s-a reîntors în acest top în care nu era, în topul 10, în primul și primul rând datorită vaccinului COVID-19, Siemens, Facebook care a coborât, etc. De ce vi le-am pus? Pentru un pic de inspirație, ca să zicem așa, fiindcă chiar sper că, chiar dacă, să zicem, această companie nu e zona de tehnologie sau de inovare puternică, veți putea să învățați un pic din ceea ce inovează aceste companii și să vă bazați pe faptul că nu trebuie doar să vindeți ceva, trebuie să puteți să inovați și să creați ceva pentru a putea vinde după aceea cu succes ceva. Ce se întâmplă pe World Wide Web? Scuze, îmi cer scuze că asta se mișcă un pic aiurea. Aici aveți o captură, de exemplu, din 2015. Am din 2008 aceste informații, dar am ales una din 2015. În primul și primul rând că vreau să vă arăt cât de puternică este dominată de această parte de comunicare și, bineînțeles, de Google, care domină web-ul de căutare. Asta se întâmplă pe internet într-un minut și cât de rapidă a fost această creștere și, de exemplu, în 2008 era estimat că ceea ce s-a întâmplat în 2015, de fapt, se va întâmpla, cum să zic, că de-abia în 2025, cu 10 ani mai repede s-a întâmplat nivelul de date și de volumul mare de date și de adrese de intellectual properties care a fost transferat prin internet. Și acesta este raportul din 2020, de exemplu, care a fost, să zicem, anul online, aproape cea mai mare parte a lui, pentru aproape tot Pământul, ceea ce a însemnat o schimbare foarte radicală, deci în care creșterea a fost exponențială. Au apărut, bineînțeles, Zoom și încă câteva dintre DoorDash și, bineînțeles, Netflix, care a crescut foarte mult, dar vreau să vă arăt cât de mult a crescut această comunicare prin WhatsApp, care a dominat 2020 și 2021, automat, fără probleme, și posibilitățile, bineînțeles, de comunicare prin videoconferință, dar și noi jucători care sunt TikTok, bineînțeles, care atunci a început să domine din ce în ce mai mult și posibilitatea de a se cumpăra din ce în ce mai multe aplicații mobile. Suma aceasta era de 100 și ceva de dolari cu 2 ani înainte, pe minut, care era aplicații cumpărate mobile, care a ajuns în 2020 să fie de aproape 4.000 de dolari pe minut de aplicații mobile cumpărate, deci o piață care a crescut și care, culmea, a rămas cam aproape la fel. Nu a scăzut foarte mult din 2020 pentru statistica din 2021. Foarte pe scurt, așa, doar ca să fiu sigură că aveți așa competențele digitale de bază, v-am zis, care le facem pentru toată lumea. Acum, știu, pentru unii dintre voi s-ar putea să fie foarte cunoscute aceste informații, îmi cer scuze pentru asta, dar nu am avut cum să vă putem împărți pe mai multe grupe. Internetul este o rețea a rețelelor. Este, cum am zice noi, foarte așa, este partea hardware a cum comunicăm la nivel global în acest moment și care este reunit de foarte multe resurse care și unelte și echipamente care permit această conectare, care în principal se face prin intermediul unui cablu sau o rețele wireless, dar care se conectează într-un sistem online constant și continuu. Toate echipamentele se pot conecta așa. Aici aveți câteva de bază. O să vorbim poate foarte pe scurt despre Internet of Things. Absolut toate se conectează. Protocolul de conectare este TCP/IP. Ce domină internetul și prin ce a început internetul este e-mailul. În continuare, cele mai multe informații la nivel mondial se transmit prin e-mail, în continuare, deci este una dintre uneltele preferate de comunicare. Cealaltă este FTP, File Transfer Protocol, da? Transferul de fișiere între user cu user sau între mai mulți user. De toate acestea nu e nevoie pentru World Wide Web. Videoconferință, telefonie voice over IP,
Skype este cel mai bun exemplu în acest sens, live streaming-ul prin televiziune și, bineînțeles, rețelele care sunt peer-to-peer, rețelele de comunicare, inclusiv în zona de hardware sau de senzor sau de informații, inclusiv, să zicem, cele care le aveți poate acasă, într-un smart home sau cele care vă ajută să vă comandați anumite centrale de încălzire sau orice altceva, fac parte în acest tip de rețele. Și, bineînțeles, cea mai mare, să zicem, dezvoltare, World Wide Web-ul, care este diferită către internet, este parte, putem zice așa, partea software-a, modul prin care noi comunicăm cu ajutorul internetului și care se bazează pe limbajul HTML, HTML, creat de Tim Berners-Lee, și prin care, ca să poți să accesezi o pagină web, fiindcă așa sunt ele, sau un site web, ai nevoie de un browser. Nu știu să traducem browserul în limba română, sunt foarte multe browsere. Cel mai popular este, bineînțeles, Chrome. Există Opera, Internet Explorer, Edge, Safari, care este dedicat pentru Apple, Firefox, care este, să zicem așa, un browser de tip open source și dezvoltat de către comunitate destul de mult, foarte popular până la un anumit moment dat, a început să pierdă puțin din popularitate în ultimii 4-5 ani. Au mai fost, de asemenea, Mosaic și Netscape Navigator, care au fost primele browsere create. Ca să poți să cauți informație pe World Wide Web, folosești motoare de căutare, o să vorbim despre ele, care cel mai cunoscut e Google, dar mai sunt și altele, aici aveți câteva dintre ele indicate și poate o să vă arăt încă unul, să zicem, DuckDuckGo, care este unul dintre cele mai, să zicem așa, care fură cel mai puțin din datele personale în momentul în care caut cu ajutorul lor date. World Wide Web-ul este, să zicem, protejat de organizație neguvernamentală care este afiliată ONU, Națiunilor Unite, și care nu ține de niciun guvern. Din cauza acesta, World Wide Web-ul nu poate fi reglementat. Internetul și conexiunile prin internet pot să fie reglementate la nivel național și se supun unor legislații naționale, pentru că ele sunt de obicei localizate în anumite și firmele care le au în anumite țări și automat se supun acelor legislații. World Wide Web-ul este regularizat și el, mai ales din punctul de vedere al protecțiilor datelor, și o să mai vorbim și despre asta, nu știu dacă reușim astăzi sau în altă zi. Dar sunt foarte importante, să zicem, aceste moduri prin care regularizările există, mai ales în Uniunea Europeană, dar la nivel mondial el este, să zicem așa, regularizat sau indicat sau are partea aceasta de dezvoltare gestionată de World Wide Web Consortium. Am pus aici un link, W3 Schools, care este unul dintre cele mai bune aplicații ca să puteți să învățați, să dezvoltați pagini web în absolut oricare dintre limbajele care există. Aici puteți să vedeți care sunt, să zicem așa, schema prin care se denumesc toate site-urile web sau adresele pentru localizarea resurselor web, care este URL, Uniform Resource Locator. Fiecare site web este validat prin HTTPS, care sunt protocoalele de navigare și de transfer de informații. De multe ori acesta veți vedea că nu mai este vizibil. S-ul vine de la securizare, care este un standard care a fost impus în urmă cu 7 ani, de fapt, deja. Ce înseamnă fiecare dintre acestea? World Wide Web este subdomeniu, multe nu-l mai recunosc, adică nu-l mai folosesc, dar el continuă să fie indicat în acest mod. De ce? Pentru ca să poată să fie înțeles că nu este o conexiune peer-to-peer sau o conexiune la un tip de rețea, ci este o conexiune directă către un site web sau o pagină web, numele de domeniu și extensia de număr de domeniu. Acest URL definește și identifică absolut orice locație și orice site online pe web, dar el este personalizat prin achiziție. Achiziția se face asupra numelui de domeniu și automat a extensiei numărului de domeniu. Inițial au fost doar 7 extensii de nume de domenii, com, org pentru organizații neguvernamentale, edu pentru cele educaționale, mil, militare, gov pentru guvern, com pentru aproape toate celelalte, net pentru cele care se bazeau mai ales pe rețele și pe rețelistică.
Dar acestea s-au schimbat destul de mult, sunt peste 136 de subdomenii la ora actuală, plus peste 97 de domenii de țară, fiecare țară având un domeniu dedicat între ele. Limbajele care domină acum web-ul este HTML5, HTML5, care este un limbaj de programare avansată al HTML-ului care prezintă proprietăți dinamice de realizarea site-ului web și, bineînțeles, XML, care permit identificarea de obiecte în zona de web, RSS, care permit parcurgerea și colectarea de informații prin sindicare, prin identificarea fiecărei resurse și formatele de date de tip RDF. ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, este institutul la nivel, să zicem, internațional, care gestionează domeniile, deci acele domenii despre care vă vorbeam și care sunt gestionate în special la nivel de generic, de top-level domains și se pot cumpăra. La nivel european, ele, să zicem, se cumpără de la eurid.eu sau de la oricare alt, să zicem, vânzător de nume de domeniu. Vreți să vă cumpărați ciorap.ro, să zicem, scuze, ciorap.eu sau andone.eu, atunci trebuie să poți să achiziționezi acel, să zicem, nume de domeniu. El se achiziționează de la un an până la 10 ani. Până acum 9 ani, 9-10 ani, puteai să-l achiziționezi pentru o viață întreagă, inclusiv domeniile.ro de 6 ani de zile se achiziționează doar cu o limită de 10 ani, care, bineînțeles, ai preemțiunea de a-l cumpăra din nou la finalul acestor ani. Perioada minimă de cumpărare a unui domeniu este de un an. Foarte popular este GoDaddy, care îți permite inclusiv licitație pentru numele de domenii. Dorești un nume de domeniu care a fost cumpărat de alții, nu mai este disponibil, fie că a fost vândut sau dorește cineva să-l vândă, sau au vândut unele domenii cu sume de câteva milioane de dolari, mai ales pentru cele foarte populare, să zicem, și foarte cunoscute ca și, sau nume comune, pentru a putea îmbunătăți căutarea și identificarea unor site-uri sau unor aplicații noi. Și GoDaddy a fost primul care a introdus această modalitate de licitație și continuă să domine. În România, această achiziție de nume de domeniu este gestionată de Rothschild, care este, a fost inițial Romanian Network of Computers, este o agenție națională sub gestiunea Guvernului României, pardon, și care ne permite achiziționarea tuturor domeniilor cu extensie.ro. De la aceștia sunt foarte mulți alții registrați, companii care au făcut un business din asta, cumpără și validează nume de domenii, unele le vând la licitație, oferă inclusiv posibilitatea de a-ți face site-ul web, de a-ți-l gestiona și de a-l găzdui undeva, pentru că nu trebuie doar să faci un site web, cum veți putea face și voi pe calculatorul vostru personal, ci trebuie să-l și puteți găzdui undeva și această posibilitate de găzduire a lui trebuie să fie destul de, să zicem așa, este cea care poate să producă un profit continuu pentru aceste companii. World Wide Web-ul a constat așa într-o dezvoltare constantă și continuă. La ora actuală noi vorbim despre Web 4.0, în care inteligența artificială și cea semantică domină și în care căutările și modalitatea de identificare a resurselor cu ajutorul World Wide Web-ului au devenit vitale pentru dezvoltarea economică. La mijlocul anilor 2000 s-a dezvoltat ceea ce se numește Web 2.0, sunt tehnologii de Web 2.0, care în primul și în primul rând sunt reunite prin conceptele că web-ul funcționează ca și o platformă, adică găsești toate informațiile și poți să faci absolut orice într-un browser online. Deci, aceleași lucruri pe care le-ai putea face pe calculator într-un mod normal, le poți face și online și acest lucru începe să domine din ce în ce mai multă lume, inclusiv de la faptul că scrie un document în Google Docs sau în orice altă platformă care permite scrierea de documente online și colaborativ, a schimbat puternic modul în care gestionăm lucrurile. Și
Cealaltă, să zicem, caracteristică principală a uneltelor Web 2.0 este că oricine poate să creeze conținut, că este puterea mulțimilor, a celor mulți, ei determină atât crearea de conținut, cât și modalitatea prin care acest conținut este furnizat și disponibil, și prin această posibilitate de sindicare, de distribuție a informației, de share-uire, care a dus, bineînțeles, la multiplicarea informațiilor într-un mod constant și continuu prin rețelele sociale. O componentă importantă pe care are Web 2.0 și pe care cumva, datorită modului puternic inovativ, a fost transferat și în alte tehnologii, dar nu numai, și în zona de servicii, este ceea ce numim perpetual beta, adică este în continuă schimbare și modificare. Aplicație de tip Facebook se schimbă la 3 minute în online. La fel, multe dintre ele au schimbări și updatări constant și continuu care se întâmplă și sunt făcute vizibile. Asta și în zona de servicii, constant îți schimbi serviciul. Nu ai un produs pe care îl vinzi doar acum și nu-l mai schimbi și nu mai adaugi nimic nou, nu știu, câțiva ani de zile sau câteva luni sau așa ceva, în funcție de serviciul pe care ci le adaptezi în funcție de răspunsul consumatorului sau utilizatorilor, constant, atât de mult cât poți și îl oferi imediat adaptat în plus și în nou. Una dintre cele mai importante produse ale web-ului și mai ales de la Web 2.0 începând este datele, cine deține datele, cum se pot folosi ele și toate aceste companii pe care multe dintre ele le-am văzut cum s-au format, de fapt gestionează date și informații despre modalitatea prin care datele acestea sunt prelucrate și utilizate de către oameni. Și aceasta este cea mai mare valoare pe care o au, cel mai mare asset pe care aceste companii îl au. În Web 2.0 am început cu mesaje, cu bloguri, cu wiki, cu forumuri, cu sisteme sociale, cu platforme sociale, cu ghiduri, cu posibilitatea de a crea social bookmarking. Sunt foarte multe, inclusiv în zona de travel, da? Vreți să călătoriți undeva. De la Booking, la o grămadă dintre ele, biblioteci și foarte multe jocuri care se fac în modul online și gestionate așa. Componenta principală pe care Web 2.0 o are este cea de distribuție și de inovare și de reutilizare colaborativă și de învățare a tuturor, care sunt de acelea, am și pus aici, care cred că sunt componente de bază a oricăror servicii sau tehnologii care doresc să aibă succes în secolul 21, fiindcă dacă nu poți să faci într-un mod sau altul, măcar o parte a cea mai mare din aceste principii de bază pe care au schimbat web-ul începând cu mijlocul anilor 2000, foarte greu vei putea să reziști. De ce? Pentru că lumea s-a învățat așa. Lumea își dorește acest lucru și lumea își dorește să poată să distribuie, să aibă inovație, să aibă control asupra informațiilor, să le poată reutiliza, să poată să învețe constant și să afle constant despre informații și cum pot să fie reutilizate. La baza tehnică, să zicem, a Web 2.0 stau câteva principii, RSS, sindicarea, Open ID-urile și Single Sign-On-ul care au permis distribuția între diferitele unelte și tipologii de unelte care sunt de la zona de API-uri și de widget-uri. Da, nu se intră aici. O altă posibilitate foarte puternică care a schimbat web-ul a fost tagul, etichetarea, care, așa cum știți, folosiți fie prin hashtag, fie prin cuvinte cheie și care a dus la tech clouds, iar aici v-am pus două unelte, Wordly și tech cloud, care sunt cele mai populare unelte prin care iei orice text, orice informație de oriunde. De exemplu, aveți niște comentarii de la clienți și ați vrea să vedeți care sunt cuvintele sau situațiile cele mai des întâlnite. Puteți să le luați, să le puneți în Wordly sau în tech cloud și cele mai populare cuvinte vor veni mult mai mari și mult mai vizibile. Și în acest mod veți putea să vă dați seama foarte repede care sunt problemele pe care le aveți sau ce se întâmplă cel mai des la voi în companie. Semantic web-ul a schimbat complet, să zicem, fața, modul prin care noi putem să funcționăm în online și să facem lucruri online. În primul și în primul rând, pentru că a făcut această trecere
care nu mai putem să ne dăm seama de ea, seamless, zicem în engleză, adică este o trecere fără graniță, fără limite între lumea reală și lumea virtuală și toate acest transfer de informații și de modalități de date care sunt puternic colaborative au permis integrarea de date și prelucrarea între diversele platforme și modalități. Cred că și voi vă dați seama deja de mult că accesați o platformă și aceleași informații după aceea vă sunt date de către altă platformă. Internetul lucrurilor, ceea ce ajută pe zona de comunicare și de comasare a tuturor elementelor de internet, între toate lucrurile care există, să comunice între ele și să ne ajută să facem de la absolut din casa proprie până la telefon, la transport, la serviciile de sănătate, de energie, de călătorie, de produse de mâncare, putem să identificăm foarte exact de unde vine fiecare produs și inclusiv ce conține acel produs. Doar un pic să văd că am văzut că am ceva mesaje noi pe chat. Ah, ok, nu e nimic foarte nou. Așa, deci care vă pot da acest acces la mai multe informații. Aici, de exemplu, sunt câteva date care sunt foarte familiare tuturor pentru zona de Internet of Things, de la celele care le avem acasă, în mașină, sau le atașăm corpului nostru pentru a ne putea date, a putea avea mai multe date și a putea vedea cum fac și cum ne descurcăm în viața de zi cu zi. Bineînțeles că toate acestea sunt în diferite zone, deci zona cea mai importantă în zona de Internet of Things este cea, să zicem, din jurul nostru, cea într-un oraș, în zona de industrie, dar foarte multe sunt deja și în zona personală și de sănătate, acasă, în smart home-uri, în diverse modalități și este o posibilitate de derulare foarte, foarte mare pentru ele. Bun. Acum câteva informații despre cum să prelucrați datele și cum puteți să folosiți datele și ce înseamnă proprietatea intelectuală în această zonă. După aceea o să mă opresc un pic și o să iau dacă sunt întrebări. În primul și în primul rând, mulți dintre voi, mă rog, în principiu presupunem că știți că ați făcut asta în universitate, dar tocmai de asta vrem cumva să fim siguri de asta, că dacă e pe internet, este gratuit, puteți să-l copiați și să-l folosiți, nu-i așa? Și că dacă citați sursa, se poate folosi din nou, nu este așa. Și dacă nu câștigați bani din sursa aceea, se poate utiliza, nu este așa. Și copyright-ul este de protejarea drepturilor de autor, nu este și a mărcilor, și a companiilor, și a produselor, și a sistemelor de utilizare. Și că sunt toate foarte complicate și că mai bine nu le faci. Nu, trebuie oricine și mai ales ca și dacă veți produce ceva sau veți utiliza serviciile altora sau veți face orice, inclusiv marketing, trebuie să știți exact ceea ce aveți voie să faceți și care este limita atât legală cât și de proprietate intelectuală pe care puteți să o folosiți. Utilizarea rezonabilă, adică fair use, cum se zice, se aplică numai criticilor și parodiilor, nu se poate aplica și în modul educațional sau dacă, de exemplu, acea utilizare rezonabilă este pentru a face o mențiune a unei alte unelte sau anumite lucruri. Așa. Puteți să folosiți și să utilizați anumite, am pus aici lucrarea, dar orice produs, orice informație, orice imagine mai ales, sau clip video și să le redistribuiți numai în anumite condiții. Iar aceste condiții sunt cele de Creative Commons sau când toate drepturile sunt de domeniu public, sunt informații publice, adică au depășit 50 de ani de zile de când au fost publicate, de exemplu, muzica clasică. De aceea poate orice orchestră să interpreteze muzica clasică și să-și o adapteze, pentru că autorii de cele mai multe ori sunt morți de peste 50 de ani sau produsul a fost realizat de peste 50 de ani. Dar nu același lucru se poate întâmpla cu înregistrarea unei orchestre de muzică clasică. Dacă înregistrăm Filarmonica din Berlin interpretând o anumită bucată de Mozart, să zicem, aceeași bucată de Mozart poate să interpreteze și Filarmonica din Timișoara, dar înregistrarea
acele interpretări de la Berlin față de Timișoara este protejată de către drepturile intelectuale și de către copyright-ul acelor două instituții. Deci putem doar să o ascultăm dacă ne-a fost distribuită pentru a fi ascultată, dar nu putem nici măcar distribui altora sau publica sau folosi, nu știu, într-un clip video pe care am vrea noi să-l facem cu acea muzică, dacă nu avem drepturile asupra lor. La limită sunt aceste drepturi de tip licențe libere, Creative Commons, care ne permit să distribuim și să mixăm, să reutilizăm în anumite condiții legal produse. Mai ales imaginile au crescut foarte mult în popularitate din ultimii, sunt aproape 20 de ani de când, da, mai bine de 20 de ani de când ele există și sunt introduse ca și noțiuni. La ora actuală lucrăm pe licențele acestea, se numesc licențe libere și permit atribuirea, atunci oricine poate să facă absolut orice cu acel produs, se poate copia acel produs, dar fără a se fi modificat, se poate distribui numai share alike, adică doar identic se poate distribui și, bineînțeles, non-comercial, adică nu poate nimeni să producă bani pe acel tip de licență. Este un dublu C, logo-ul care apare pe anumite aplicații sau pe anumite site-uri web și este foarte căutat, inclusiv motoarele de căutare, cum este Google, îți permit să cauți cu licențe libere imagini, clipuri, etc. și informații care să poată să fie reutilizate și refăcute după aceea. O altă tipologie foarte importantă în această parte de căutare este sub acest creativecommons.org, CC Search, care ne permite această căutare identificată, sau ccommons.cc, care sunt multe informații dintr-o anumită parte. Multă lume folosește, cum v-am zis, informații că sunt considerate din domeniul public, dar multe dintre ele nu sunt. Sunt sub protecția sau uneori chiar și o marcă înregistrată, chiar și a unei oraș sau anumite date. În zona de soft vorbim de open source software, care înseamnă ceva mai mult decât accesul la sursa de cod. HTML este un limbaj de această categorie, adică nu doar poți să vezi codul, adică cum a fost programat și făcut ceva, ci poți să-l distribui, să-l adaptezi, să faci altceva. Tim Berners-Lee nu este cel mai bogat om din zona de web, nici pe departe, este un profesor la MIT și la Oxford în continuare, dar trăiește în sudul Londrei, într-o casă foarte, foarte normală, dar a creat un limbaj care a fost sursă liberă. Imaginați-vă cum ar fost ca HTML-ul să nu fi fost sub formă de sursă liberă și accesibil tuturor și oricine să poată să facă site-ul web, ci toată lumea să trească să-i plătească și un cent lui Tim Berners-Lee pentru fiecare site web care a fost creat. Dar bineînțeles că și mult din dezvoltarea web-ului ar fi fost mult mai încetinită și sigur am fi văzut altfel acum lucrurile și în alt mod. De aceea, posibilitatea de a crea produse care să fie accesibile tuturor și de a face monetizare într-un alt mod, sunt diverse modalități de monetizare astfel, poate să producă de cele mai multe ori schimbare, inovare și un produs viabil pe viitor. GNU este un alt tip de licențiere pe care îl folosim, mai ales în zona software-ului și care folosește foarte mult aceste date. Foarte pe scurt am să vă arăt cum puteți să învățați continuu și să vă îmbunătățiți cunoștințele liber, gratuit, de cele mai multe ori sau cu costuri foarte mici într-un mediu online. Aceasta se bazează pe principiile de educație deschisă, care ne permit să avem acces la resurse educaționale de obicei online, care pot să fie consultate și adaptate. Ele sunt validate din 2008 și în România, sunt posibile, există, de se pot folosi. Cele mai populare sunt cursurile online, Massive Open Online Courses, poate cel mai popular pe care îl știți toți este Coursera sau edX sau FutureLearn. Ele există și în mai multe limbi, o să vă rog să vă duceți peste ele. De aceea v-am și dat aceste cursuri, încât cumva toți dintre voi să puteți urma singur, pardon, un curs măcar gratuit. V-am dat din cursurile noastre că multe dintre acestea, dacă vrei și partea de certificare finală, trebuie să plătești de la 20 până la 50 sau 100 de dolari, încât să poți obții acest tip de certificat sau de recunoaștere,
care să-ți permită multiplicarea cunoștințelor și validarea lor. La ce ajută? Învățați singur. Și dacă ești un antreprenor, sunt foarte multe lucruri care constant va trebui să le învățați. Dacă un singur sfat v-aș putea da după toate aceste experiențe de atâția ani, este să nu vă opriți niciodată să învățați. Oricât de obosiți sau de ocupați veți fi, nebunia zilnică de a vă putea gestiona compania și multiplele probleme care pot să apară într-o companie, într-un antreprenoriat, așa, mai ales la început de drum, este acela de a vă găsi zilnic, dacă nu săptămânal măcar, timp pentru a învăța sau a citi ceva nou. Și acest lucru trebuie să vi-l creați ca un obicei, fiindcă doar așa veți putea crește. Creșterea nu se va putea întâmpla decât învățând din experiențele altora, acumulând cunoștințe noi, idei noi și modalitatea de a putea comunica. Fie că o faceți online, gratuit, mai ales la început, fie că mergeți la anumite cursuri sau la anumite workshop-uri sau seminarii oferite sau întâlniri inspiraționale, se întâmplă foarte multe și în Timișoara și în România, nu trebuie doar să le urmăriți pe cele online. Sigur, vă vor schimba multe dintre viziuni și vă vor da idei noi cum vă veți putea îmbunătăți afacerea pe viitor. Dacă veți face acel lucru, veți putea obține și anumite microspecializări. Pe unii campus veți putea găsi câteva dintre cursurile pe care noi le avem. Astea sunt toate cursurile despre care v-am zis că puteți să mergeți și să învățați. Noi v-am indicat câteva dintre ele, dar puteți să parcurgeți absolut oricare dintre ele. Sunt gratuite, cum am zis, în română și în engleză. Și la sfârșit obțineți un acest tip de certificat pe care o să trebuiască să nu-l încărcați nouă pe campusul virtual pentru a ne putea demonstra că ați făcut aceste cursuri, la fel și pe platforma Open Virtual Mobility. Acum câteva cuvinte despre unelte, dar am să mă opresc o secundă să văd dacă sunt ceva întrebări. A trecut timpul foarte mult și eu n-am ajuns decât la slide-ul 50 din 140. Deci ceva n-am făcut eu bine cu planificarea timpului meu, dar o să vedem cât vom reuși să facem. Restul sper să meargă poate mai repede. Hai să vedem dacă sunt ceva întrebări. Bun, dacă nu, mergem mai departe. Încerc să mă învăț ca și cu studenții normali, că nu sunt întrebări. Mergem mai departe. Așa. Unelte. În primul și în primul rând, poate cele mai importante lucruri pe care le veți putea face este cum să căutați informații în modalitățile online de căutare. Despre CV-ul format europas o să vorbesc puțin mai târziu. Motoarele de căutare sunt foarte multe, ele sunt foarte diferite. Multe dintre ele se bazează pe indexarea de informații și de date. Am pus aici cum puteți să căutați informații în arhiva internetului, dacă vreți să puteți să găsiți ceva informații. Cel mai popular, bineînțeles, motor de căutare este Google, dar mai este încă Ask, care răspunde la întrebări. DuckDuckGo, care este un motor de căutare care are o limitare puternică a capturii de informații personale, deci veți vedea că dacă căutați ceva cu, nu o să fac acum acest demo, v-am zis că mi-ar lua foarte mult timp să vă pot arăta toate, dacă veți căuta ceva cu Google și ceva cu DuckDuckGo, veți vedea că rezultatele pot să fie puternic diferite, fiindcă Google personalizează foarte mult pe baza profilului pe care îl ai și pe care îl poți face. De asemenea, un motor de căutare computațional, Wolfram Alpha, care și răspunde la întrebări și care dă niște rezultate extraordinare în această zonă, vă sfătuiesc să-l încercați și să-l vizualizați căci chiar merită. Motoare de căutare semantice și pe licențe libere, cum v-am zis, care caută informații și imagini care sunt libere și accesibile tuturor, iar motorul de căutare semantic care înțelege ceva mai mult și Google folosește deja acest lucru, dar Bing este puțin mai avansat în continuare decât Google din acest punct de vedere, îți poate ajuta să vezi acest lucru. Așa arată Wolfram Alpha. Aici am pus o imagine cu numai ca să vedeți cât e de spectaculoasă modalitatea prin care în web poți să vezi inclusiv formule și grafice care sunt rezultatul și le poți schimba în timp real.
dar îți dă foarte multe resurse și informații, inclusiv poți să-l întrebi, nu știu cât e distanța până la lună și cum ai putea să zbori până acolo și îți dă aceste răspunsuri și sunt validate, nu vin doar de pe web, din părerea altora, ci sunt informații validate științific, care vin din bază de date profesioniste sau adevărate și sunt în absolut toate domeniile. Cei care, nu știu, veți avea aplicații în zona de nutriție, de sănătate, de, nu știu, cofetării, hoteluri, servicii publice, vă rog foarte mult să vă uitați, să vedeți câte informații adevărate și reale vă va putea da, fiindcă este informație validată, nu sunt doar informații generale. Așa arată, să zicem, DuckDuckGo, care îți permite să navighezi și să faci informație fără a putea fi chiar atât de urmărit online. Pentru cei care veți ajunge într-o fază ceva mai avansată cu dezvoltarea site-urilor voastre, puteți să faceți și optimizarea lor pentru search, pentru bazare de search engines. Dar absolut toți pe site-urile companiei voastre sau ale voastre vă sfătuim să vă instalați Google Analytics. Google Analytics se schimbă acum într-un alt tip de Google Suite, dar tot pe același principiu, unde veți putea să vizualizați ce se întâmplă pe site-ul vostru, cine îl accesează, de unde, cum, prin ce modalitate, la ce ore și etc. Este cea mai simplă și gratuită posibilitate care îți oferă niște date despre cum este accesat și vizualizat site-ul tău, inclusiv partea de profil de utilizator și cumva așa vă puteți și da seama cât de multe date știe Google despre utilizatorii care ajung pe site-ul fiecăruia. La ora actuală gestionăm foarte mult volum de informații. Există câteva surse care îți pot permite să validezi și să sintetizezi acele informații într-un anumit mod, cum a zis Wolfram Alpha, Europeana, Enciclopedie Britanică, scuze, Europeană de Cultură și de Date, bineînțeles World Digital Library și Delicious, care îți permit parte de social bookmarking în zona aceasta și Wikipedia, care este cea mai aici, de exemplu, World Digital Library, unde sunt reunite la un moment toate linkurile către toate bibliotecile publice și informațiile de-a lungul timpului. Wiki, cum a zis, Wikipedia este, a început ca o pagină care poate să fie editată de către toți și a ajuns la cea mai mare enciclopedie editabilă de către și neexperți, dar care sunt validate prin puterea mulțimilor informațiilor de acolo, fiindcă toți dintre ei pot să ne permită cum să facem acest lucru. Dacă vreți să știți cum să vă editați pagina companiei sau să vă adăugați informații despre compania voastră pe o pagină generală, nu știu, veți avea o aplicație care se ocupă de energie solară, o companie, și vreți ca produsele voastre să fie cunoscute pe pagina Wikipedia din România. De ce? Pentru că în aproape 90% dintre rezultatele unor căutări, dacă acea informație există în Wikipedia, Google o va da ca rezultat prim. Google consideră rezultatele din Wikipedia primordiale în modalitatea lor de căutare și de validare a informațiilor. De aceea, dacă ai informații despre tine, despre companie, despre produsele pe care le vinzi pe Wikipedia, ele imediat își măresc, să zicem așa, capacitatea de încredere în corectitudinea acelor informații și existența lor și ele sunt validate de către comunitățile din jur. Poate că veți avea nevoie să traduceți multe informații. Translate de google.com, unealta standard din pachetul Google care ne oferă, din suita Google, care ne oferă posibilitatea de a traduce text în anumit imediat, așa, rapid, sau de a traduce site-uri în întregime sau aplicații în întregime, dar mai există și DeepL și încă câteva dintre ele și, bineînțeles, Slack, care îți permite instant messaging cu traducere automată și WhatsApp-ul a început să introducă acest serviciu, dar Slack este mult mai popular. De exemplu, vrei să faci business cu o companie în scuze, în Japonia și nu informațiile sunt scrise în limba japoneză, cu alte caractere, cu alte modalități și vrei să comunici în timp real cu ei. Slack este unealta pentru acest tip de comunicare. Vreți să vă puteți să vă planificați întâlnirile și activitățile. Calendarul din Google. Planificarea activităților și a întâlnirilor și a ceea ce ai de făcut și cum ai de făcut este
Așa cum știți, prima etapă și primul lucru pe care un antreprenor bun și un manager bun ar trebui să poată să o facă și să o stăpânească și puteți să vă stabiliți întâlniri cu mai mulți, să zicem, parteneri prin Doodle. Aici o imagine mai veche a lui Google Doodle, după cum vedeți, din iunie 2009, țin la ea, că îmi place că asta a fost cam aproape când s-a lansat el, ca și unealtă, dar este în continuare una dintre cele mai populare unelte de planificare și de validare de întâlniri. Calendarul din Microsoft, dacă toți utilizatorii folosesc Microsoft, îți permite exact același lucru și inclusiv și cel din Google, dacă participanții au adrese de Gmail, de Google, încât să și-ți dea răspuns imediat dacă acea persoană este disponibilă sau nu este disponibilă, adică dacă are blocată în calendar acea dată, fără a-ți spune când și unde și cu cine are o întâlnire, ci doar că este ocupată în acea perioadă. Partea de editare și de colaborare online pe partea de documente, cel mai popular este Google Drive și Microsoft OneDrive pentru utilizatorii de Microsoft 365 sau de Microsoft de suita de servicii de la Microsoft, pe care cumva vă și recomandăm să o cumpărați pentru că a putea avea și a folosi Microsoft Word, Excel și PowerPoint, sunt măcar unele, sau Outlook-ul de e-mail, sunt câteva dintre uneltele de bază în zona aceasta. Există și interfețe libere și gratuite pe care le puteți folosi foarte mult pentru asta, în afară de Google și Microsoft, dar acestea sunt populare. Dropbox, ca și Box și ca multe altele, vă permit stocarea de fișiere și de lucruri în timp colaborativ și online. Formulare pe care le-ați putea face ca să puteți obțineți un feedback de la utilizator, chiar și când nu aveți site web sau în orice altă modalitate, pentru că toate aceste formulare, mă rog, acestea două care vi le recomandăm noi aici, sunt accesibile pe platformele mobile, pe telefonul mobil, foarte repede și foarte ușor. Google Form și 1, 2, 3 Form Builder, care este o companie, un antreprenoriat de aici, din Timișoara, au fost studenți ai politicii, care au creat o companie de succes în generarea de formulare în diverse modalități și moduri de lucru și inclusiv modelul lor de business freemium nu este scump și îți oferă un suport foarte mare, mai ales pentru companie la început de drum. De multe ori va trebui să puteți să faceți prezentări. Aceste prezentări le puteți face, bineînțeles, în PowerPoint, dar trebuie să le puteți și edita colaborativ sau să le puteți distribui sau să faceți o prezentare ca și un chioșc în care ai vrea să, prima parte de marketing, de reclamă pe care ai face-o, faci o prezentare PowerPoint cu un pic de animații și de informații și de poze și vrei să o poți distribui și să poată vedea oricine sau să o poți integra în orice altă aplicație sau inclusiv să poată distribui după aia, știu, prin WhatsApp și să vedeți de WhatsApp Business o să vorbim în zilele următoare. SlideShare, Prezi este această posibilitate și, bineînțeles, Google Slides care îți permite acest lucru. HaikuDeck și Flowella sunt două unelte care îți permit distribuția lor ca un fel de rețea socială în care să poți să vezi și ele se transformă în clip foarte bun de marketing sau de explicarea produsului, cum să instalezi, nu știu, un aer condiționat sau cum să faci, cum să cumperi un anumit produs. Profilul de business este foarte important de a fi creat. El se face pe Google Map, cu Google Places, se poate localiza ca să te poată găsi. Foarte multă lume caută așa business-ul și dacă business-ul tău există, are un sediu, are un spațiu undeva, ideal ar fi să-l puteți valida prin Google Places. Este un proces de validare care durează un pic, dar care vi-l recomandăm. Și, bineînțeles, pe LinkedIn, care este platforma de profesională, să zicem, de comunicare între oameni. Partea de project management. Mulți dintre voi, mai ales dacă veți ajunge să angajați persoane, va trebui să vă puteți gestiona pas cu pas modul de lucru. Ați făcut cu colegul nostru Daniel Costineanu o unealtă de build, de creare a companiei, a antreprenoriatului vostru, dar și care vă va ajuta și pe partea de project management. Aici sunt alte două, trei unelte foarte populare, inclusiv pe partea de productivitate, cum este Trello, și pe care o să vi le și arătăm, sau Evernote, care este o unealtă care vă permite, cum zic ei, remember everything, absolut oriunde ce navigați ca și informații,
să le puteți capta ca și link-ul, ca și site-ul, ca și aplicație întreagă, ca și imagine, încât să le puteți salva cu cuvinte cheie sau în anumite directoare. El este transferabil și pe mobil și pe platforma, pe hard, adică pe calculator, și îți permite automat să-ți identifici și să-ți recunoști datele și informațiile cât se poate de ușor și cât se poate de repede. Comunicarea este foarte importantă, trebuie să fie mobile-based, sunt multe dintre ele foarte populare la ora actuală. Zoom domină piața în continuare din ultimii 2-3 ani, era necunoscut acum 3 ani, a devenit un lider principal. Skype domina piața de comunicare, Skype care este al Microsoft, da? Care domina, cumpărat de către Microsoft în mare parte, domina piața de comunicare pe zona de business, mai ales între întâlniri online, diferite modalități și moduri. Aici aveți o imagine făcută foarte recent, între care întâlnirile de acest tip hibrid sunt deja normale, au fost și înainte, dar acum au devenit aproape normale și cu siguranță veți ajunge să lucrați cu oameni, nu neapărat din străinătate, și din Timișoara, cu care vă va fi greu să vă puteți vedea față în față, constant, continuu, la anumite ore ale zilei și prin care posibilitatea de a comunica constant cu ei va conta. Cum puteți să puneți informații care să fie citite de către oricine? Manuale, informații de cum să se folosească un produs sau așa ceva și care automat vă măresc vizibilitatea produsului. Script și Typepad sunt cele mai populare. Puneți un manual despre un produs pe care îl faceți sau pe care îl vindeți și îl aduceți de altundeva sau ceva de genul ăsta și vreți să îi mărească vizibilitatea, vi le recomandăm cu tărie. Aici am pus un grafic care este din 2019, de fapt, de atunci Mashable n-a mai făcut și Statista a făcut alt tipuri de aplicații, dar aici vreau să vă arăt în special ce fac utilizatorii, mai ales în zona de business. Sunt din Statele Unite, dar asta deja se poate, să zicem așa, transfera la nivel mondial. Dimineața, la ce se uită și la ce fac. De ce vorbesc de această dimineață? Dimineața și seara sunt momentele în care un utilizator normal folosește tehnologie destul de multă și atunci trebuie să știi să-i poți furniza acele informații încât ele să le poată vedea și să le poată accesa cât se poate de repede. După cum vedeți, astea sunt cele mai importante tipuri de aplicații pe care le vizualizează un om dimineața de vreme. Aplicațiile care trebuie să fie folosite de orice om în zona de business sunt cele de comunicare, cele de gestionare a informațiilor și colectarea datelor, cum este Evernote, de scriere, Inkscript sau care dintre ele, de calendar, da? Și de distribuție de fișiere. Ceva despre mobile web, veți face dezvoltare de site web. Aici aveți un exemplu de primul ziar care a fost creată pe web mobil responsiv. De ce? Pentru că peste 80% dintre oamenilor actuală navighează de pe mobil. Și automat această navigare de pe mobil trebuie să fie cât se poate de prietenoasă. Există aplicații dedicate, este o diferență între a naviga printr-un browser de pe mobil și altea sunt aplicațiile pe care le instalezi. Dacă veți vinde produse sau servicii, vă recomandăm să vă gândiți cu tărie să dezvoltați o aplicație sau să vă arondați unor aplicații deja existente din zona voastră de interes, care să vă poată oferi serviciile și vouă, chiar și, bineînțeles, contra costa unui serviciu sau unui abonament, dar ele vă măresc foarte mult vizibilitatea, deoarece lumea foarte mult, cum am zis, se bazează pe aceste tipuri de aplicații pentru a putea găsi informația, le putea identifica și folosi în continuare. Există tipologiile, sunt foarte multe de aplicații care îți permit să cauți informații, să le validezi și să le vezi. Aici aveți din ianuarie 2022, care vă arată cât de mulți sunt utilizatorii unici de telefoane mobile, tocmai în această idee de a vă putea arăta că depășește numărul de utilizatori unici de internet și pe cel de social media. Deci, de aceea, Mobile First este una dintre principiile pe care vi le recomandăm să le folosiți atunci când vă veți gândi cum să vă dezvoltați partea digitală sau tehnologică a companiei sau produsului vostru.
Bineînțeles, tot aici, scuze, m-am dus prea repede peste asta, se arată și care este creșterea, care este destul de mare, dar cea mai mare creștere este în zona social media. Se crește foarte mult fiecare an, în ciuda, să zicem așa, gândului nostru că am să ajung la o oarecare saturație, dar asta ne arată foarte, foarte mult că, de fapt, oamenii sunt oameni sociali și vor să strângă cât mai multe informații. Cum strâng această informație socială și cum o livrează această informație socială este în diferite, în diferite modalități și este, profilurile sunt diferite puțin față de bărbați și femei în această modalitate, dar singurul lucru pe care vreau cumva să-l țineți minte din asta este că nu doar tinerii sunt conectați, ci toate generațiile sunt conectate prin rețele sociale, doar prin platforme diferite în funcție de vârsta lor și de modalitatea lor de lucru. Aici sunt, să zicem, câte platforme sunt folosite. După cum vedeți, cei mai avansați folosesc aproape 9 platforme sociale, brazilienii și cu indienii. Se știe clar că cu cât societatea este mai puțin, să zicem, dezvoltată, cu atât se folosesc mult mai mult telefoanele mobile decât calculatoarele și cu atât mai mult se folosesc rețele multiple mobile decât una singură sau ceva de genul acesta într-un anumit mod. Oamenii care continuă să comunice foarte mult au folosesc, după cum vedeți, cei din Japonia doar câteva dintre platforme și nu prea multe. WhatsApp, Instagram, Facebook și WeChat, care este un fel combinat de WhatsApp și Facebook chinez, asiatic și Douyin la fel, domină. Cea mai creștere are TikTok-ul, dar care este departe de a putea avea, să zicem, impactul pe care l-au celelalte cei trei mari dominatori în zona aceasta și care, din păcate, toți trei vin și sunt deținuți de aceeași companie care, să zicem, a pornit și Facebook-ul și tot. Aici am pus câteva site-uri despre și aplicații de zona de travel, ca să puteți să le aveți, care sunt poate puțin mai diferite. Toată lumea știe booking-ul. Unelte de mapping, deci de a vă putea pune pe hartă, în afară de, și a putea să dați indicații, de exemplu, pe hartă, în special Google Maps. Aici aveți informațiile și link-urile cum puteți să introduceți acest lucru pe, și business-ul vostru pe Google Maps, fiecare dintre voi. Dar cealaltă este Zmaps, care este o platformă de tip deschis și care îți permite să o personalizezi, să adnotezi, să faci anumite informații. Multă lume, de exemplu, firmele de curierat folosesc și acest tip de informații ca să-și poată crea o platformă proprie despre utilizator, clienți, etc., pe care o suprapun și pe care o pot vizualiza peste tot și pot să își pun aceste informații. Așa am mai pus noi informații despre Politehnică și cu anumite date și cu, de exemplu, au organizat conferințe și am pus hotelurile care erau hotelurile din jur într-o anumită zonă. Agregarea. Va fi foarte greu, mai ales când sunteți o companie la început, să puteți să cumpărați servicii sociale, de rețele sociale, de marketing sau de management și va trebui poate multe să le faceți singur sau cineva din compania voastră. Să intre și să publice informații pe toate rețelele sociale, fiindcă ați văzut că oamenii folosesc inclusiv și România între 6 și 7,5 rețele sociale zilnic constant. Deci trebuie să fii prezent pe mai multe rețele sociale, nu numai pe una, ca să fii cât mai vizibil și cât mai important pe piață. Vă recomandăm agregarea. Hootsuite este una dintre cele mai populare agregări, adică care îți permite cu un singur cont să publici acel conținut pe toate platformele, să-l programezi, să-l editezi, să-l adaptezi, încât el să apară constant, continuu, le programezi dimineața sau într-o zi pentru o săptămână întreagă și ele pot să meargă singure și să fie dedicate și să le poți adapta, îți dă și date de informare cu o să știi când ar fi cel mai bine să le poți publica și care nu sunt informații complexe și complicate pe care oricine le poate face. Cum am zis, am prieteni bucătari care le fac. Această agregare se face și pentru ca să poți să faci informații și valorizări de date.
Scoopit este, îți creează, să zicem, acest lucru. Celălalt este Reddit, unde poți să te uiți la foarte multe informații care sunt generate de către utilizatori. Nu e așa de popular în România cât în afara țării, dar cred că prinde și la noi din ce în ce mai mult. V-am recomandat Evernote, în special pentru această parte de social bookmarking, care te ajută să indexezi informație de online, deci de pe web, din diferite surse și să ți-o structurezi încât să poți să ai ca un fel de bibliotecă personală cu informații și cu date pe care le poți regăsi cât se poate de ușor într-un anumit mod sau altfel. Aici aveți câteva ghiduri de social media marketing care sunt foarte bune, foarte simple și cum puteți să le faceți, inclusiv linkurile către Facebook Page și cum se face publicitatea prin Google, acea publicitate care o vedeți că apare pe Google Sites, care e foarte bună, sau în Gmail, în conturile de Gmail care sunt bazate pe web și care, să zicem, nu sunt parte din Google Enterprise și care continuă să fie parte importantă de publicitate existentă. La fel și aici aveți foarte multe informații despre cum să-ți faci strategie, cum să-ți pui informații, etc., în zona de Facebook mai ales, dar și pe social media. Cum puteți să faceți marketing prin e-mail? Tu am zis, e-mail-ul continuă să domine mai mult decât rețelele sociale. Partea de comunicare, lumea comunică mult prin e-mail, vă veți crea o bază de date de e-mail-uri și puteți să le puteți comunica. MailChimp este una dintre uneltele pe care vi le putem recomanda și aici veți și face câteva exemple. Ce e foarte important atunci când gândești această strategie de social media, de marketing pe zona de online, de digital, este să fiți consistenți, adică să aveți același tip de mesaj, să ziceți constant același lucru, să schimbați cât mai puțin din mesajul vostru, odată ce l-ați rafinat și l-ați prins care este și care e cel cu cel mai bun impact, să-l puteți ține, adică să nu renunțați la el, să nu-l schimbați constant și continuu. Și o postare, aceeași postare puteți să o republicați de mai multe ori sau să o publicați în loop, cu mai ales cu uneltele agregatoare, fiindcă ea va atrage mai multă tracțiune. Este cu cât o vede mai multă lume, cu atât algoritmul o consideră mai important și o va vedea și mai multă lume. Principiul bulgărelui de zăpadă. Să fiți autentici, să aveți același mesaj cât mai aproape de ceea ce faceți, de adevăr și de ceea ce produceți și cât mai diferit de către ceilalți, ca să fie cât mai personalizat. Să încercați să experimentați un pic, să faceți cât mai multe lucruri, să vă bazați foarte mult pe calitate și să gândiți întotdeauna pe termen cât mai lung și mai ales să agregați, să luați informații din diferite moduri, din diferite idei, din diferite platforme și să le puteți mixa între ele încât această integrare de link-uri diverse să vă fie cât mai folositoare. În zona de e-commerce, veți avea câteva integratoare de plăți, vi le recomandăm. PayPal și Stripe sunt cele mai populare pe care chiar în momentul în care lucrați pe web, să le folosiți. Câteva magazine virtuale, mă rog, Shopify este cel mai puternic și v-am zis despre marketing. Am să merg mai repede aici peste astea, că deja am depășit poate timpul. Câteva idei despre cum să lucrați cu imagini. Flickr, da, prima posibilitate de a genera imagini online. YouTube, care îți permite să vizualizezi reclame, vă arăt cum arată YouTube-ul mai dedemult de aia și țin să vă arăt aceste imagini. Să mă duc mult mai repede. Vimeo, cealaltă platformă de distribuție de clipuri video. O să vorbim un pic mai separat despre YouTube și despre asta, când o să vorbim și despre cum puteți să faceți publicitate acolo, de asta nu insist acum asupra lor. Unde găsiți poze? Și poze pe care le puteți găsi și le puteți folosi și o să vindeți anumite poze. Google Photos, Google, Picasa, fostul Picasa, puteți să vindeți și să cumpărați poze de pe Shutterstock și Dreamstime, care vă vor trebui atât în partea de publicitate, de reclamă, de comunicare, dar sunt foarte multe surse de imagini gratuite. Pixabay este una dintre cele mai cunoscute și Unsplash. De asemenea, sunt 500pix, care sunt poze făcute foarte bine de toate, toate oricum sunt multe dintre ele făcute de fotografi profesioniști și care sunt unele dintre ele sub licență liberă și puteți să le căutați
și astfel pe Google, încât să le puteți folosi după aceea în diverse campanii sau modalități. Puteți să distribuiți imaginile și cu Pinterest. A scăzut din popularitatea Pinterest-ul în ultima vreme, dar continuă să fie foarte valabil. Puteți să vindeți produsele prin Etsy și să le publicați după aceea prin Pinterest, fiindcă ele vor fi foarte populare în acest mod sau, bineînțeles, pe Instagram. Aici aveți câteva unelte de editare foto care vă vor permite să puteți să editați imaginile în timp real, multe dintre ele gratuite, PicCollege, da, care are și aplicație pe mobil, PicZap la fel, multe dintre ele vă vor permite să faceți acest lucru direct pe telefonul mobil, neapărat pe calculator. La fel și cu video, multe dintre ele vă vor permit WeVideo, o platformă care are sediu și în Timișoara și este foarte cunoscută și vă vor permite să puteți să editați aceste video în timp real, chiar și pe platforme mobile și să capturați de la ecrane până la aplicații și să faceți mini-tutoriale, poate despre un produs, despre un serviciu sau reclame sau informații sau așa ceva. Puterea imaginilor și a videourilor la ora actuală în comunicare, nu numai către clienții business to business sau business to customers, ci și la modul general domină de mulți ani. Am să vă duc mult mai repede pe această parte. Dacă vreți să folosiți muzică în campaniile voastre, o să puteți să le vedeți. Și aici am să vreau să vorbesc despre, foarte pe scurt, despre cât e de important să vă creați această persoană de companie sau de a voastră personală sau de produs, care trebuie să fie identică peste tot, de la partea de logo până la posibilitatea de a avea acest blog sau un website. Și aici o să puteți să vedeți ceva mai multe informații data viitoare cu colegii mei. Nu voi insista asupra lor. Am să vreau să merg doar la partea aceasta de a vă putea valida competențele digitale. În Europa ne vorbim de competențele digitale 2.2, au fost lansate acum în martie 2022, varianta a doua. Sunt competențele digitale pentru cetățeni. Cursul ăsta tot se gândește pe baza asta. Ele sunt pe baza de abilități de informare și de date, de comunicare și de colaborare, de creare de conținut digital, de securitate și confidențialitatea acestor date, de protejarea lor și de posibilitatea de a rezolva probleme cu unelte digitale sau medii digitale. Fiecare dintre ele sunt 21 de competențe digitale cu mai multe niveluri. Aici puteți găsi un link unde puteți să vă testați nivelul de competențe digitale. Vi-l recomand cu tărie să-l faceți, tocmai ca să vă puteți da seama la ce nivel sunteți și cum. Da? Aici este un altul de competențe, tot așa, un chestionar care îți validează aceste competențe digitale și îți arată unde ești, la ce nivel și cum, și cum să le poți modifica și ce ar mai trebui să faci pentru fiecare dintre ele, și îți arată unde ai putea să lucrezi și ce ar trebui să faci pe viitor și cum să lucrezi și ce să faci. De ce? Pentru că ele fac parte din CV-ul Europass, așa cum și pentru acest proiect că trebuie să vă depuneți un CV. CV-ul Europass conține deja și competențele digitale pe lângă cele lingvistice, pe aceea structură de informații și de date, și să vă faceți un CV profesionist și care să arate bine, mărește foarte, foarte mult încrederea, mai ales a altor companii, în voi ca și persoană, fiindcă imaginea companiei sunteți voi ca și antreprenor, ca și să zicem așa, ca și om de la început. Celelalte competențe cu care s-a și lucrat în acest curs sunt competențele între comprurile, competențele de antreprenoriat, care, după cum vedeți, cele mai importante dintre ele sunt de a putea vedea când sunt oportunități, de a-ți putea îmbunătăți creativitatea, viziunea, a valoriza ideile pe care le ai și a putea avea și o gândire sustenabilă și etică pe termen cât mai lung, dar mai ales cele care se validează prin abilități intrinseci, unele soft skills sau așa ceva, și care se pot învăța și se pot defini de-a lungul timpului. Și prezentarea și înregistrarea le veți putea găsi pe campusul virtual. Haideți să vedem dacă sunt întrebări în acest moment. Nu opresc încă înregistrarea până atunci.
Sunt întrebări? Are cineva vreo întrebare, vreo idee? Ați vrea să facem ceva mai mult? Știu că a fost foarte multe informații într-un timp foarte scurt, dar e un curs introductiv, așa, tocmai de aceea îți mai putea parcurge. Unele dintre ele s-ar putea să nu vă trebuiască acum, s-ar putea să vă trebuiască ceva mai încolo, unele dintre ele s-ar putea să vă trebuiască în curând ca și informații. Aș vrea eu să știu în principal dacă cineva și-a testat până acum competențele digitale sau a știut să folosească acest lucru. Te voi opri.